Ministerul Muncii continuă depistarea și implementarea unor măsuri active pentru stimularea angajatorilor în vederea calificării unei forțe de muncă provenită din rândul tinerilor. Conform noii legi a stagiaturii, angajatorii vor primi o sumă mai consistentă în valoare de 300 de euro pentru fiecare contract prin care timp de 6 luni se stimulează folosirea de stagiari ce sunt pregătiți ca forță de muncă calificată. Se acordă și o sumă de 1350 de lei net, echivalentul a 300 de euro pentru contractele de stagiu. La fel, v-am spus, până acum, la contractele de stagiu de 6 luni, angajatorii primeau o subvenție de 500 de lei. Și în același timp, dacă ar fi optat pentru subvenționarea locului de muncă pentru absolvent pentru un an, primeau tot 500 de lei și atunci nimeni nu apela la programul de stagiu. Acum, suma fiind mult mai mare decât înainte și nemai fiind perioada, deci așa mică, deci s-ar părea că vor solicita această măsură activă angajatorii care angajează absolvenți și la fel va fi un avantaj pentru absolvent la sfârșitul stagiului, deci va avea confirmarea calificării. Se speră ca în felul acesta angajatorii să fie interesați să sprijine acomodarea profesională a tinerilor care vor fi stimulați să rămână în acel loc de muncă și să se profesionalizeze.